Domnule Ciuvică, deci cum? Acum ne-a zis investigatorul, clar, care l-a prins pe Victor But. Domnule, trebuia să-l prindem la București, nu i-au dat viză. Iar dincolo, adică nu l-au prins FBI-ul și n-a știut tailandezii ce se petrece. Împreună cu tailandezii l-au prins. Da, am văzut și eu mai multe și emisiuni și materiale cu privire la activitatea pe care a avut-o traficantul ăsta de arme în România, lăsând la o parte relația cu Băsescu, ceea ce chiar așa de film, așa, ideea că oamenii ăștia au avut birou pe perete la Anver, adică erau acolo, stăteau, beau cafeaua împreună. Ieșeau la țigare împreună, la Anver, an de zile pe vremea, deci în ultima parte a regimului Ceaușescu aici, mă rog, a regimului comunist în general. Și este iarăși cunoscut faptul că a fost, ce ați prezentat dumneavoastră acum, că FBI-ul întinsese o capcană să-l prindă în România și But a reușit în ultimul moment să scape și să evite această capcană. Și mai mult decât atât, dacă nu ne spun partenerii strategici care au fost exact problemele aici și cum a fost el atenționat și cine l-a atenționat. Cred că nici ei nu știu. Să nu vină, sigur nu vom ști nici noi, pentru că cei care au făcut lucrul ăsta, vă dați seama că sunt mega acoperiți. Și atunci ne va fi nouă greu să aflăm cum s-au întâmplat lucrurile. Rămâne însă chestiunea asta. Ăștia erau pregătiți să-l aresteze, să-l prindă în România, întinseseră capcana tot, aveau totul aranjat cu oameni sub acoperire care discutaseră, negociaseră, da, nu știu ce, și au renunțat în ultimul moment și după aceea s-au dus în Thailanda, cum a spus dumneavoastră. Rămâne problema asta pe care iarăși ați prezentat-o, că toate informațiile astea, tot ce ține de genul ăsta de rețele, ce am vorbit și înainte legat de Caracal, dar acolo e o chestiune, să spunem, punctuală, dar la modul general, toate anchetele astea jurnalistice, sau uite, chiar anchetele ale unor parteneri care ajung la nivelul unor rețele în România, mor anchetele și rețelele își văd în continuare de treabă. Se fâsie. Chiar își văd de treabă, doamna Vase, adică inclusiv pe informații primite de la FBI, era la un moment dat pentru capii a 7 rețele. Da? Informații și au fost trimiși în instanță și absolut toți au fost achitați, dar toți, adică când vine vorba de rețele, nici FBI-ul nu răzbește în România. Și sunt iarăși, doar 30 de secunde, sunt iarăși chestii de filme cu proști. Aia cu drogurile, că a fost când? A fost astă primăvară. Deveneau drogurile singure pe Marea Neagră, ajungeau pe plajă, tone de cocaină. Aia a fost cea mai cocaina mare captură, fiind extraordinar de scumpă. Da. Cel puțin o tonă de cocaină și își pierdeau ăia cocaina prin parcări, pachetelele de cocaină le-au găsit niște oameni în parcare și au chemat poliția și nu s-a întâmplat nimic. Vă dați seama, ca să transporti tone de cocaină trebuie să ai o mega rețea, că tona aia de cocaină valorează sute de milioane de euro. Da, este adevărat, l-am asistat în procedura doar de extradare spre Israel pe domnul Shimon Naor. Mi-a Pentru povestit multe. Mai tineri, Shimon Naor a fost arestat lui. Și acuzat pentru trafic de arme și a vorbit despre Traian Băsescu. Shimon Naor spunea că dânsul de fapt a fost arestat după ce a fost chemat la o întâlnire cu reprezentanța statului român, pentru că făcea comerț de arme în limitele legii, spunea dânsul, întrucât avea contracte care veneau pe linie guvernamentală. Și dumnealui susținea că a fost cu siguranță supus unor proceduri judiciare care au culminat cu condamnarea sa pentru a face loc în piață pentru anumite rude a unora dintre cei care erau implicați adică la nivel de rând. Pentru Mircea Băsescu? Nu pot permite să aduc mai multe informații în spațiu public, dar Shimon Naor a scris destul de mult, mai ales în ultima perioadă când a văzut că întâmpină aceste greutăți în transferul său spre Israel. Este de văzut unde anume s-au pierdut plângerile sale, pentru că dumnealui nu a spus doar anumite lucruri, nu, ceea ce a spus a dublat de dovezi, iar acele dovezi constau în scrisuri oficiale și făceau trimitere la anumite
contracte care au primit vize guvernamentale, la numere de contracte care sigur că se găsesc în continuare în arhive. Deci dacă cineva ar dori să afle adevărul despre aceste rețele de trafic de arme, cu siguranță datele există. Însă susțin și eu ceea ce spunea și domnul Civic, că este interesant că în anumite anchete se pare că ancheta nu este canalizată spre a afla adevărul, ci spre a vă prezenta dumneavoastră, jurnaliștilor sau opiniei publice, acel adevăr acceptat.